Suntem un grup de scriitori din cadrul filialei Uniunii Scriitorilor din România, Bacău, și ne-am gândit ca la sfârșit de an să lansăm mai multe cărți din genuri literare diferite, o întâlnire între prieteni și scriitori, de care sper să se bucure toată lumea. Eu lansez un roman, este al 21-lea volum al meu, începând cu 2009, am tot publicat. Este un roman despre care până acum s-a vorbit frumos, cei care au citit sunt foarte curioasă și foarte emoționată să vedem cum va fi primit de cititori. Se numește O călătorie la Salzburg, este un roman care cumulează mai multe genuri literare. Este și liric, este și un pic polițist, este și de acțiune, dar și sentimental. Să vedem dacă acest gen pe care l-am practicat, am vrut să fie unul nou, va fi plăcut publicului. Și celelalte cărți sunt de interes, sunt pentru Bacău niște cărți bune. Avem două cărți de poezie, Arodică-i dascălu, se numesc Dansul vieții și Nervuri, două volume noi de poezie. Apoi critică literară avem pe profesorul Ioan Codrescu cu o carte despre Baudelaire. Criticul Liviu Chiscop lansează două cărți de critică făcute anul ăsta și profesorul Ioan Neacșu lansează o carte de eseuri făcută recent. Avem invitați scriitori din Bacău, dar și prieteni. Avem chiar acum în sală, îl privesc, președintele de onoare al Uniunii Scriitorilor, Calistrat Costin. Vor vorbi despre carte scriitorii pe care iar îi privesc Petre Isache, criticul Petre Isache, criticul Viorel Savin, și sperăm să fie o seară frumoasă. Această seară de literatură, fără doar și poate că e o seară de literatură, cu lansări bogate de cărți, poezii, proză, critică literară, și poate ce e cel mai important, e un fel de încheiere a unui an foarte bogat în evenimente culturale, dincolo de suta de ani a României, de la unirea din 1918, dar a fost un an foarte bogat în foarte multe evenimente culturale și mai ales în zona noastră la sări de cărți. Au fost cărți câte trei într-o zi, așa cum și astăzi sunt cinci. Ceea ce înseamnă că lumea se ocupă de cultură, ce înseamnă că lumea se exprimă, își exprimă potențialul creator. Inspirația și vine în fața publicului băcăuan și numai cu creații noi. Infinita iertare. Ramură în copacul vieții fiind, în mine trăiesc părinții și toți cei pe care nu întâmplători am întâlnit. Și ți-am mai spus că purt în piept luna, soarele, întreaga natură. Suntem drum spre tine. Iertarea începe cu fiecare și curge imperios prin celălalt. Poveștile continuă să vină, sunt contradictorii mai ales. Uneori intră în rezonanță, se aliniază. Există și momente de acceptare, toate alunecă precum șuvoiul unui râu cu multe cascade. Simt cum stropii reci mi-ating chipul umbrit de prea multe căutări. O tresărire a inimii e tot ce rămâne.